În această dimineață, polițiștii din cadrul biroului rutier aflați pe teren au depistat în trafic un bărbat în vârstă de 55 de ani din comuna Șimian, în timp ce conducea un autoturism pe bulevardul Nicolae Iorga, după ce a consumat băuturi alcoolice. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcool test, iar acesta a indicat o valoare de 0,42% alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la spitalul CFR din municipiul Drobeta-Turnu-Severin pentru a-i se recolta monstre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Conform legislației din România, atunci când șoferii sunt prinși cu o imbibație de alcool egală sau peste 0,40 alcool pur în aerul expirat, fapta constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani sau cu amendă penală. În această dimineață, polițiștii din cadrul biroului rutier au depistat în trafic un bărbat de 55 de ani din comuna Șimian, în timp ce conducea un autoturism pe bulevardul Nicolae Iorga după ce a consumat băuturi alcoolice. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcool test, care a indicat o valoare de 0,42 alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la unitate medicală pentru a-i se recolta monstre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau al altor substanțe.